Agenția Națională pentru Locuințe a acceptat propunerea Consiliului Județean Suceava de a construi un bloc de locuințe pentru personalul medical în curtea Spitalului de Urgență Sfântului Ancel Nou din Suceava, la Spitalul Vechi. Finanțarea construcției blocului cu 30 de apartamente va fi asigurată de anele, iar Consiliul Județean Suceava participă cu terenul și cu asigurarea utilităților. Locuințele pentru specialiștii din sănătate sunt construite în cadrul programului Locuințe pentru tineri. În județul Suceava s-au mai construit prin anele locuințe pentru medici la Fălticeni, în anul 2009 56 de apartamente și la Rădăuți 24 de apartamente recepționate în 2012. La nivel național, în perioada 2003-2016 s-au construit 564 de locuințe pentru specialiștii în sănătate, iar în 2016 a început construcția a încă 107 locuințe la Brăila, Satu Mare și Tulcea.